Bucurați-vă, prieteni! Bucurați-vă, prieteni! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce mi-a dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește! Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește! Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste! Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este! Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie! Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie! Uite un prunc, râde-n prag, ai năstrăvanul! Uite un moș tace-n toiac, al ca troianul! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Muntele ieri ne-a demenea, astăzi ne doare! S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare! Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e prinsul? Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Bucurați-vă, prieteni! Scutul patriei. Radio reviste pentru premilitari și toți apărătorii țării. De ani pe linia întâia. Rubrică dedicată Armatei Naționale, care anul curent împlinește două decenii de la creare. Astăzi, în cadrul rubricii noastre, l-am invitat în fața măriilor voastre pe Gheorghe Țopa, maestru în artă și militar în rezervă. Dacă este în rezervă, atunci putem afirma cu siguranță că interpretul de muzică ușoară a făcut armata. Așadar, să ascultăm amintirile cazone ale lui Gheorghe Țopa. Unde era dumneavoastră când ați primit vestea că trebuie să mergeți la armată? Absolvind școala medie din Isporeni, deja lucram ca lăcătuș, am PSO, cum se numea acolo, în Isporeni. Sigur că nu era meseria mea de bază lăcătuș, dar mă gândeam până la armată. Am făcut șoferie, special tot, m-ar fi comisariatul militar. În tot armata pregătea? Mi-a pregătit pe noi. Pe lângă această organizație era o formație de muzicanți, dau la chitară, tobe și am vrut să fiu și eu solist acolo, formația asta, și totodată lucram ca lăcătuș. Clar că am învățat direct la un profesor, 3 luni cum ea termenceală. Dar tot ce făceam, știam că o să plec la armată, așa că vestea n-a fost atât de prins de veste. Am făcut o petrecere
așa cum se cuvine într-o joie, ca de obicei îmi pare că joie să fac petrecere la armată. A fost multă lume la petrecere? Nu, au fost cei mei dragi, eu nu pot să îmi amintesc în detalii cum a fost, dar știu că mi-au fost cei mei dragi, rudele, prietenii. Eu eram și dansator, dansam într-un colectiv din Nisporeni. Țin minte, sigur, cum a trecut la autobuz la 6 dimineața. Era și o domnișoară? Era și o domnișoară. Cred că fiecare băiat a fost petrecut de domnișoară. Vă așteptam armat. În armată? Nu am avut noroc. Domnul Țobă, unde dumneavoastră ați făcut serviciu militar? Eu am făcut armata la Lviv, în Ucraina. Nu e departe de casă, dar armata așa e. Cât timp? 2 ani. Am fost și în concediu, cum a fi în învoire. Învoire, dar așa nu doreau să-mi dea, nu știu de ce, probabil era o perioadă. Se spunea că sunt niște probleme cu Polonia și nimeni nu pleca în concediu, dar mi s-a dat pentru că noi am avut, cum ar fi concursul ăsta de militarie, toate probele. Au venit mai de sus. Pregătire fizică. Să vadă pregătirea noastră tinerilor, pregătirea fizică, pregătirea militară. Pregătirea de luptă. Pregătirea de luptă și sigur că a fost și cântecul care era de bază în marș cu toți împreună. Trebuia să cântăm și eu eram un fel de zapivala. Asta ar fi solistul rotiei noastre, cum ar fi. Eu cântam strofa, ei cântau refrenul. Mai țineți minte piesa? Nu țin minte piesa. Știu că am găsit o poezie într-o revistă Aganioc, cum era pe atunci, și eu i-am pus o melodie, așa, cu milismatica noastră modernească și lor le-a plăcut foarte mult. Și uite, atât de mult am cucerit noi conducerea cea care era atunci, că ne-a oprit din marș și a spus că cel care este solistul detașamentul nostru să iasă în față. Am ieșit în față și am auzit cum îl șoptea pe ofițerul meu direct, l-a întrebat dacă am fost în concediu. Și a zis că nu. Și el a anunțat concediu nicătând de termen, adică pleacă în concediu pentru cea mai bună pregătire muzicală. Să înțeleg că în armată ați fost și compozitor. Nu, asta a fost momentul unde trebuia să compun pentru că... Altfel nu mergea acasă. Altfel nu mergea cânticul, când trebuia să putem subtă pasul ăsta. Un, doi. În afară de muzică, ce amintiri plăcute mai aveți în armată? Sigur, m-am urcat pe o mașină mare cu un aparataj de legătură transmisiunii de asta aeriană. Eram o leacășăf pe patru colegi de-a mei. Să înțeleg că ați avut și grad militar. Am avut și un grad militar acolo de sergent, dar probabil s-a început la ceea că eu am fost dansator și mi-a plăcut difilarea. Pasul ăsta frumos, așa, de a ridica piciorul, de a merge corect, mi-a plăcut și mi se primea mai bine ca la alții. Și de aceea că se primea mai bine ca la alții, mă puneam să învăț pe alții și așa mi-am luat asupra mea angajamentul să văd pasul ăsta militar mai bine, pentru că am fost și așa un fel lansat în gradii, da, sau lansat în militare. În grade militare, eu am avut pregătire și la tirul din școală tot, parcă nu rău mi se primea și mi-a plăcut armata, mi-a plăcut că mi se primea tot, adică eram șofer, țintaș. Ce învățat Gheorghe Țopa de la armată? Putem considera armata o școală vieții? Pentru mine a fost o școală vieții, în primul rând, că fizic, bine, eu eram dansator, dar trebuia să mai trec prin niște încercări a vieții, să mă maturizez. Acolo era o mâncare totuși bună pentru militare. Acasă nu mai mâncare chiar la oră. Poate nu erau bucatele cele care noi ne dorim tot timpul. Mai multă carne sau, eu știu, ceva din dulciuri, dar nu era problema. 2 ani ați rezistat, nu a fost o problemă. Da. Cu atâta nu că ați fost odată acasă. Totuși, poate aveți o întâmplare care cel mai mult vi s-a întipărit în memorie. Ce ține de armată. Mi-aduc aminte că aveam vreo 6 pământi în demeni, chiar și din Nisporeni, din 2 sate, din Bărzărești și Pălăurești. Străinii mă ascultau mai mult, dar mie zici că ați venit o acasă, să o facem noi. Sigur că tot asta s-a trecut în prietenie cu timpul. Credeți că este o vreo diferență dintre serviciul militar de atunci și cel actual? Eu cred că 2 ani e mai mult ca un an. Aș vrea să cunosc mai bine și ei cum o duc de zi cu zi ca să pot facă o comparație cu ceea ce era atunci. Poate mi-am mers, vă spun că cântam, orice ocazie cântam la chitară, cântam cu vocea și prin asta mi-a fost slujba mai ușoară. Noastră sunteți tată la 2 băieți. Da. Au făcut armată băieții dumneavoastră? Cel mai mare a făcut catedra militară, chiar a fost și la cantonamente, tot ce depinde de asta. Cel mai mic încă nu. El este anul 3, așa că Urmează, da. Sunteți interpretul a multor piese patriotice, îmi putea spune. Aveți vreo una la care țineți mai mult? Sigur că melodia Veniți acasă, măi copii, sunt mai mult la ea că a cucerit mai multă lume. Pentru că este cuvântul copil aici, în această melodie, m-au îndrăgit și copii și atunci și acum are cântecul acesta succes la ei. Nicătând că avea un sens mai adânc așa pentru lumea în vârstă care știe ce înseamnă. Când un copil de-al pleacă chiar și la armată, mai zic, la o
distanță mare. În fața mea, de exemplu, a fost mai pe Râu Amur, asta fiind în altă capăt al Uniunii Sovietice, cum era pe atunci, cu vreo 9.000 de kilometri. Deci ea, atunci înțelege ce înseamnă. În patru vinturi ale Uniunii v-ați risipit azi tineri moldoveni. Ați părăsit ce-au apărat străbunii, pământul sfânt cu vin și cu poieni. Plecarea unii din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul e o greșeală poate, să nu te întorci la el e un păcat. Mai mică-i pâinea, mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi. Mai gustoasă în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi. Dar această melodie acum se zice că mai actuală, pentru că din fiecare familie ceva pleacă. De exemplu, cântecul Dați-le voie tinerilor basabeni peste prut, cred că s-ar putea de făcut și pentru a merge militarii în pasul ăsta. Ați avea un mesaj pentru militarii care la momentul ne pune în serviciu în armată? Eu știu să ia cei mai buni de la acest an care l-au ei aici, pentru că acesta e un colectiv, multe învață, au posibilitate, pentru că arma în mână, poate a dat Dumnezeu și n-am mai ținut niciodată, dar are această ocazie să fie bărbat, să treacă prin toate greutățile astea, regimul ăsta. Poate că cu sculatul dimineața băieții la țară probabil o fac și așa de toate zilele. Dar obligatoriu să te culci la o oră, obligatoriu să mai faci niște lucruri care acasă poți să le faci numai dacă ești premiat cu ceva. Dar aici nu primești premiu pentru că faci niște lucrări, să mături, să știu, curățenie. Asta e cel mai greu în armată. Cei ce nu doresc bărbații să facă curat, să spele podelele, să spele hainele. Și ultima întrebare, statul nostru are nevoie de armată? Să fie cât e suficient pentru noi, dar cred că nu e rău o parte din populație, să zicem așa, să treacă prin coridoarele astea de militarie, pentru că vedeți în lume tot ce e greu. Dragostea-i nemărginită, n-are cotare nici când, din o ființă iubită, vino din nou să te cânt. Haide, pornește spre mine, te cheamă inima mea. Vino cu ziua de mâine, floare de nu mă uita. Colo pe valuri în ape, îți oglindești chipul iar. Ca să te știu mai aproape, trec peste falsul cotar. Dați-ne voie plăcăilor basarabeni peste prut. Sunt așteptați de fetele din România. Destul ne-a furat o sirma din pape doritul sărut. Destul ne-au ținut cei străini cu nunia. Dați-le voie firirilor români peste prut. Sunt așteptați de fetele basarabene. La cora neamului nostru să ne întâlnim ca-n trecut, așa cum s-au întâlnit străbunești.